Bună, sunt Denis și eu prezint o nouă poveste originală pe canalul meu, Lumina Poveștilor. Iar în indivizionare vă aș foarte mult să vă abonați acest canal și să lăsați un like. Valeriu a lucrat ca șofer de camion de transport pe distanțe lungi timp de aproape 20 de ani. Îi plăceau călătoriile frecvente, noile emoții, întâlnirile, ocazia de a-și simți dorul de copii și de a nu se certa prea des cu soția sa, Zina. Și, desigur, salariul era destul de bun. Munca era, bineînțeles, periculoasă, dar cum se spune, nu mergi în pădure de frică de lupi. Valeriu s-a născut și a crescut într-un mic oraș minier. Tatăl său dispărea constant în mină, iar mama s-a lucra ca bucătăreasă în cantina fabricii. În rarele sfârșituri de săptămână, tatăl său putea să mai bea o băutură, dar nu exagera niciodată cu alcoolul, lucru rar în familii precum cea a lui Valeriu, Copiii nu aveau prea multe distracții, în special cei ai căror părinți nu-și permiteau să le cumpere un computer. În schimb, în oraș exista un mic teatru pentru copii, unde mătușa lui Valeriu, Natalia, lucra în salon de frumusețe. Când era copil, Valeriu se învârtea mereu în jurul ei. Îl fascina totul, cum își punea mătușa Natasha perucile pe actori, cum îi transforma în bătrân sau în iepuraș și ursuleți amuzanți cu ajutorul machiajului, cum le punea bărbile și miustățile. Când spectacolul începea, el se așeza în sală și se imagina în rolul lui Mercuțio sau Romeo, al micului prinț sau al unui vrăjitor din povești. Îi plăcea teatrul și tot ceea ce era legat de el. În același timp, băiatul era foarte artistic, recita poezii cu talent, cânta și dansa. Regizorul spectacolelor pentru copii l-a remarcat și a oferit mici roluri de personaje din povești sau animale. Se descurca foarte bine. După ce a absolvit școala, Valeriu și-a anunțat intenția de a merge la Institutul de Teatru părinților săi. Să spunem că tatăl a fost șocat, ar fi prea puțin spus. Doar încearcă, i-a spus fiului său Alexandru într-o furie, noi nu am avut niciodată actori în familie. Te rog, fi bărbat și servește în armată, iar apoi poți face ce vrei. Mama lui Valeriu, Svelana, o femeie supusă și docilă, plângea doar în tăcere, temându-se să nu se contrazică cu soțul. De fapt, îi plăcea ideea fiului său. Ce rău putea să fie în a fi actor. Plăteau bine, apăreau la televizor. Toți ar fi știut în oraș ce băiat frumos și deștept avea ea. Atât de multă atenție, iar apoi erau și fete frumoase în jur, iar o eximare de la serviciul militar, iar apoi se va vedea. Așa că i-a sunat-o pe sora sa, Natalia, și a rugat-o să-l ajute pe Valeriu să intre la Colegiul de Arte, unde era un departament de actorie. Institutul se afla în centrul regiunii și atât mătușa lui Valeriu, cât și sora sa de sânge a Svelanei, absolviseră institutul. Într-un fel sau altul, soțul a aflat și a izbucnit un scandal teribil. Atât Svelana, cât și Natalia au avut de suferit. Și, desigur, fiul lor. În cele din urmă, Valeriu s-a înscris la școala de bucătar și a obținut mai multe calificări odată. La 18 ani, a fost luat în armată, iar aceste calificări i-au fost de mare ajutor. Îi ajuta pe șefii militari cu toate avantajele ce decurgeau din asta. La întoarcere, a început să lucreze ca șofer de camion de transport pe distanțe lungi. Dar dorința de a apărea pe scenă și de a atrage atenția publicului nu a dispărut niciodată. Prin urmare, în zilele libere de la muncă, mergea la o cafenea din apropierea casei sale. Barul de noapte cu numele destul de ambivalent și sălbatic pentru un astfel de local, Misalino, a fost un loc de refugiu pentru Bemă și Leneș. Pentru intelectualii care se adânceau în trecutul fericit și pentru alte tipuri variate de clienți. Probabil că proprietarii noului local nu aveau o înțelegere prea bună a istoriei și literaturii. Altfel nu și-ar fi numit cafeneaua după una dintre cele mai cunoscute desfrânate din istorie. Cu toate acestea, numele feminin neobișnuit pentru urechea rusă atrăgea vizitatorii în acest loc, barul era deschis non-stop. Uneori, serile spontane se transformau în serate artistice. Se discuta despre politică, bârfe mondene și chiar se citeau poezii și se cânta. Mai erau și bătăi, dar foarte rar. Valeriu Strălucea Doamnele în vârstă de tip balzac îl priveau cu adorație iar cu una dintre ele a avut chiar o aventură trecătoare până când Valeriu a cunoscut-o pe Irina. S-au întâlnit complet întâmplător într-un supermarket. Fata a atins o sticlă de alcool scumpă cu mâna și aceasta s-a spart. Stătea acolo privind într-un sentiment de pierdere la cioburile și lichidul răspândit. În scurt timp a sosit administratorul și paznicul, dar se pare că nu au avut prea mult noroc. Această sticlă costă o mie și jumătate. Acum vor scădea din salariul meu, se plângea ea. Nu am atât de mulți bani la mine, a spus Irina în șoaptă, numărând banii din portofel. Vom chema poliția acum și vom confirma că tu ai creat haos aici intenționat. Și asta înseamnă o acuzație de huliganism. Atunci se vor găsi bani imediat, a intervenit paznicul cu un ton neplăcut. Stați, ajunge! Cine sunteți toți? Eu personal am văzut că sticla a fost spartă accidental. Era pe marginea raftului, deci asta e greșeala voastră, nu a cumpărătorului, a intervenit Valeriu. Dar pentru a nu-i agita nervii fetei, voi plăti în numele ei. Și dați-i o sticlă de vin roșu în plus. Pasionatele s-au potolit, paznicul și administratorul satisfăcuți și au schimbat imediat atitudinea, au îndepărtat repede sticla spartă și lichidul de pe podea. Valeriu s-a prezentat tânărul fetei. Irina i-a răspuns ea cu un zâmbet. Au ieșit împreună. Iar Valeriu a invitat-o la el acasă. Până atunci, el își căuta deja o locuință separată pentru a nu locui cu părinții săi. Încă mai era puțin supărat pe tatăl său pentru că acesta nu-i oferise nicio șansă să încerce să intre la facultatea de teatru. Fata nu a refuzat. Au început să vorbească și au descoperit că au multe în comun. Irina era un interlocutor minunat și, cel mai important, o ascultătoare. Căci mulți pot vorbi, dar puțin pot asculta cu adevărat. Irina a rămas peste noapte la Valeriu. Din acea zi au început să se întâlnească. Irina lucra ca învățătoare de literatură într-o școală locală. Valeriu continua să transporte mărfuri. Visând la un viitor mai bun. Astfel a trecut un an, iar Valeriu a hotărât să o ceară pe iubită în căsătorie. El deja găsise o locuință pentru ipotecă, la serviciu i-au promis că vor confirma veniturile mari și că vor furniza toate documentele necesare pentru un împrumut. În timp ce încă locuiau separat, fiecare dintre ei având propriile lor chirie. Cu toate acestea, Irina devenise cam ciudată în ultima perioadă. Avea multe lucruri urgente, în special seara și tot felul de bijuterii noi. Valeriu nu prea se pricepea la bijuterii, dar înainte Irina nu își cumpăra inele și cercei din aur în fiecare săptămână. Ea explica asta prin premiile pe care le primea și prin munca de tutor de rusă și literatură în casa unui băiat bogat. A Aboltus. De fapt, ea chiar arăta mai bine. Cu toate că era frumoasă și așa. Oc și păr negru ca aripile unui corb, trăsături faciale regulate și o siluetă uimitoare în stil clepsidră. Totul la ea era în locul potrivit, sânii, umerii rotunzii, picioarele lungi și grațioase, iar Irina avea mâini deosebit de senzuale și degete subțiri. Ea însă și spunea că în ea se amestecau mai multe sânge, rus, polonez și țigănesc. Bunica sa era o țigancă adevărată și chiar a trăit într-un adevărat tabără undeva în Crasnodar. Apoi a întâlnit un bărbat rus, bunicul Irinei, și s-a căsătorit în secret cu el, deoarece familia nu ar fi iertat o astfel de alegere. Cu atât mai mult o femeie. În cultura țigănească, o femeie nu are voie să ia cuvântul, cu excepția celor în vârstă. Ei nu s-au mai întâlnit niciodată cu rudele din Krasnodar, astfel că unele tradiții și obiceiuri ale familiei au fost transmise de la fiică la nepoată. Irina putea să facă ghiciri și chiar să trateze boli minore. Cu toate acestea, făcea asta foarte rar și numai pentru cunoscuți, fără a cere bani în schimb. Apoi, povestea lui Valeriu că l-a văzut pe fața lui în una dintre predicțiile ei și că atunci când s-au întâlnit prima dată în magazin, nu și-a dat seama imediat că era el, el nu prea credea în toate acele superstiții. Așa cum numea el orice fel de misticism și ghicitori. Cu toate acestea, bărbatului i-a fost plăcut că iubita lui îl vedea ca pe soțul ei, nu ca pe un înfășurat. Valeriu a mers într-un magazin de bijuterii și a petrecut mult timp alegând un inel. În cele din urmă s-a oprit la unul cu trei mici diamante negre. Bijuteria, în opinia lui Valeriu, se potrivea foarte bine Irinei. Era la fel de frumoasă și misterioasă ca ea. A cumpărat un buchet mare de trandafiri roșii, ciocolată albă cu nuci și fructe preferate de Irina și a plecat spre casa ei. Nu a sunat să nu strice surpriza. Dar surpriza a fost pentru el, Valeriu, a apăsat butonul soneriei de câteva ori. Așa suna doar el și Irina știa asta. Nimeni nu a deschis ușa. Dar după câteva minute, au fost auziți pași și ușile s-au deschis în cele din urmă. Valeriu i-a întins Irinei buchetul, zâmbind, și a intrat în apartament. Cu toate acestea, Irina nu numai că nu a arătat bucurie, ci părea că fie era speriată, fie nedumerită, fie ambele. Valeriu a mers în cameră și a rămas încremenit. Într-un fotoliu era un bărbat de 40 de ani, cu cămașa descheiată și fără șosete, fumând o țigară. Ochii întunecați, bărbia hotărâtă și energia unui om obișnuit și cu dreptul de a da ordine altora. Salut, Valeriu, i-a spus el privindu-le direct în ochi. Cine ești tu? Și ce faci aici? Înțelegând deja că se anunța necazul. Dar, fără să vrea să recunoască asta, Valeriu s-a încrețit. Mă numesc Boris. Sunt viitorul soț al Irinei, așa s-a întâmplat, dragule, nu te supăra. Cu o notă de sarcasm în voce, a spus bărbatul. Crede-mă, voi face pe Irina fericită. Nu trebuie să muncesc ca șofer pe distanțe lungi timp de două luni pentru a-i cumpăra un inel modest, iar în ipotecă nu trebuie să intru curate daneze. Am tot ce îmi trebuie, sunt o persoană bogată, iar unui diamant ca Irina îi trebuie o tăietură prețioasă. O să-i arăt întreaga lume. Ea nu va avea nevoie de nimic și nu va număra banii până la salariu, alegând între a cumpăra mașina de spălat pe credit sau cizme noi. Și ce vei oferi tu, Valeriu? O viață gri și sumbră. O cursă veșnică de la bucătărie la școală, unde va trebui să suporte adolescenții indiferenți și leneși. Câteva sarcini și avorturi, pierderea frumuseții până la vârsta de 35 de ani. Ei bine, îmi pare rău pentru tine. Valeriu, nu e necesar. În spatele lui a apărut Irina. Îl iubesc pe el, iartă-mă, am vrut să-i spun eu totul în zilele următoare, dar nu am apucat, tu ai venit singur. Ah, totul e atât de simplu. Iartă-mă, adio, iubirea mea plec, da. Ok. Dar tu, Ir, îl iubești pe el sau iubirea lui? Hotărăște-te, altfel mai târziu va fi incredibil de dureros pentru anii trăiți fără rost. Bine, mă duc. Fericire vouă, porumbei. Valeriu a alergat spre ușă, realizând că încă câteva minute de umilință asemănătoare și fie îl va dobor pe Boris, fie va izbucni în lacrimi ca un băiat. A fost foarte emoțional încă din copilărie și, în ciuda apartenenței sale la sexul masculin, putea să plângă la vizionarea unui film emoționant sau să sufere enorm pentru că a fost izgonit dintr-o companie sau jignit cu un cuvânt vulgar. Desigur, după armată, a încetat să mai acorde atenție astfel de detalii, dar în momentele stresante ale vieții, reacționa foarte intens la evenimentele negative. A ieșit din intrare și s-a așezat pe o bancă, abia acum realizând că ține în mână un pachet cu vin, ciocolată și fructe, iar în buzunarul gecii se află o cutie cu inel. A scos telefonul mobil și a format numărul colegei lui de școală, Zina, care fusese îndrăgostită de el încă din clasa a noua. După absolvirea școlii, petrecuseră împreună câteva nopți, dar apoi Valeriu îi explicase că nu este pregătit pentru relații serioase. Fata a plâns și a spus că totuși îl va aștepta, indiferent cât timp sau de unde vine, fie din armată, fie din închisoare, indiferent. Valeriu i-a spus la momentul respectiv să-ți pice limba cu cea mai neagră închisoare. Nu se mai văzuseră de trei ani și aș schimbase poate numărul de telefon, dar a răspuns repede și vocea ei sună zgomotos. Auzi! Zina, aici e Valeriu! Ce mai faci? Nu te-ai măritat! Nu? După o pauză prelungă, fata a răspuns. Ți-am spus că te voi aștepta întotdeauna. Vrei să vii? Vino! Dar acum nu mai locuiesc cu mama. Mi-am cumpărat un apartament, părinții m-au ajutat, aveam bani de o parte. Și i-a dictat adresa. Valeriu a intrat în magazin, a cumpărat câteva sticle de coniac, aperitive și a chemat un taxi. A ajuns repede, în jur de 10 minute. Abia a atins butonul soneriei și ușa s-a deschis imediat. În prag se afla Zina. S-a schimbat. S-a subțiat și a tuns părul într-un bob cu nuanța ciocolate întunecate, iar acest stil îi se potrivea foarte bine. Intră, a zâmbit ea timid. Valeriu a pus gustările și sticla pe masă. Zina a aranjat masa și a început să povestească despre ce s-a întâmplat cu ea în ultimii trei ani. Valeriu o asculta pe jumătate. În fața lui era chipul încovoiat al Irinei și cuvintele ei îl iubesc pe el s-a apropiat de Zina, a îmbrățișat-o și a sărutat-o. Corpul ei i-a răspuns imediat, înainte ca Zina însă și să înțeleagă ce se întâmplă. Hainele au zburat în toate părțile, iar ei au căzut literalmente pe o mică canapea din sufragerie. Au petrecut toată noaptea vorbind. Zina povestea că în acest timp a învățat meseria de coafeză, specialistă în sprâncene și manichiură. Acum sunt deja maestră. Clienții vin la ea cu o săptămână înainte. Nu încetează să o laude. Tatăl ei i-a promis să o ajute să-și deschidă propriul salon. Bani după ce și-au cumpărat apartamentul nu aveau prea mulți, dar dacă ar lua un credit, ar putea să se achite pentru un mic spațiu pentru salonul de coafură în aproximativ 5 ani. Oricum, asta era mai bine decât să închirieze și să plătească bani cuiva străin. Valeriu stătea întins pe canapea, privindu-i, pielea ei era foarte deschisă. Ochi albaștri, nas drăguț și buze umflate. Avea o siluetă plinuță, dar asta nu o strica. Era complet diferită de Irina și asta era cel mai important. Valeriu s-a ridicat de pe canapea. A scos cutia cu inel din buzunar. Zina, te măriți cu mine! A spus el întinzând cutia. Zina și-a întrerupt povestea și a rămas uimită uitându-se la el apoi, a luat cutia cu grijă, ca și cum ar fi avut frică că va dispărea, a deschis-o și a scos inelul, l-a probat. Valeriu, nu-ți amintești mărimea degetului meu? A întrebat fata confuză. În mod surprinzător, inelul îi se potrivea perfect. Intuitiv, ea a bănuit și a înțeles că după trei ani de absență, foștii iubiți nu fac propuneri de căsătorie și nu dau diamante negre din aur. Dar, sincer vorbind, pentru ea era indiferent. Cel mai important era că îl iubea pe Valeriu și nu-l uitase în toți acești ani. Restul se va aranja în timp. Așa cum spunea eroina unui film sovietic, Moscova nu crede în lacrimi, iubește copiii, nu-și poate imagina viața fără mine și, desigur, i-a spus lui Valeriu da. Ce altceva ar fi putut să spună? În timpul acela nu avusese nicio relație serioasă cu nimeni, doar aventuri ușoare, fără obligații, bazate exclusiv pe plăcerile trupești, fără acces la inimă, cum se spune. Nunta lor a fost una clasică, cu o păpușă pe mașină, răpirea miresei, pâine și si sare și si așa mai departe. Valeriu s-a mutat la Zina și si după un an au avut un fiu, iar încă doi ani o fică. Viața a intrat pe un curs liniștit în familia lor. Despre Irina Valeriu a auzit că ea și si soțul ei sunt considerați cea mai importantă familie mundană din orașul mare vecin. De unde provenea Boris? Casa ceașca plină își creșteau fata dar a fost o mare problemă. Valeriu nu a reușit să o iubiască niciodată pe Zina, iar după un an relațiile lui au început să fie în afara căsniciei. El a schimbat iubitele Ecaterina, Valentina, Olga și Tania, ca pe mănuși. Zina a început să bănuiască. La început a crezut că Valeriu se va potoli în timp, dar când a realizat că soțul nu are de gând să țină cont de sentimentele ei și doar folosește iubirea ei, s-a închis în ea însă și s-a înverșunat. Au început să se certe, așa că Popescu a început să aleagă în mod intenționat rute cât mai lungi și mai departe. De data aceasta, zborul putea fi întins chiar și pe o lună. Valeriu transporta materiale de construcții în trei orașe diferite ale regiunii. Acum trecea pe lângă un mic sat. Din târâi dată pe drum, Popescu a văzut un mic chioșc unde o tânără vindea gemuri în borcane, legume, apă și alte nimicuri care ar fi fost întotdeauna utile în călătorii. S-a oprit și a intrat în chioșc. Fata era foarte slabă și remarcabil de serioasă sau speriată. Și fața ei părea că arăta pe cineva, dar pe cine anume. Ochi negri, ten închis și păr de culoarea smoalei. Cumpărați un borcan de gem de zmeură de la mine, vă rog! a cerut tăcut fata, privindu-le direct în ochi. Și a luat rapid borcanul. L-a pus într-o pungă și l-a înmânat lui Valeriu. În timp ce o făcea, îl privea ciudat, ca și cum ar fi vrut să spună ceva, dar nu putea. Apariția unui bărbat într-o zi, chiar lângă chioșc, a fost destul de neașteptată. Era bine înzestrat fizic, avea o tunsoare scurtă sportivă și o expresie neplăcută pe față. S-a apropiat de fată și privind-o în continuare cu ochii săi întunecați, a întrebat, ești bine? Da, Mihai, totul e bine. Am vândut gemul aici. Ea a răspuns cu un zâmbet forțat. Bine, atunci, drum bun. Mihai a urat lui Valeriu, dar privirea lui a fost foarte neautentică. Valeriu s-a întors în mașină, a pus borcanul cu gem înapoi. Dar brusc a căzut o bucată de hârtie din pungă. Pe ea era scris cu marker roșu ajutor. Și o adresă. Valeriu s-a mirat și a desfăcut hârtia pe care era scris satul Codreanu, strada Gutuilor, numărul 20, Carmen. Ajută-mă, am fost răpită. Carmen, Carmen, oprește! Ea semăna atât de mult cu Irina mea, iar bătrâna aceea era clar o țigancă. Ce se întâmplă? Trebuie să mergem în acel sat, timpul permite, iar acolo vom vedea și dacă ar fi chiar fiica mea Irina și ar fi un necaz. Și, până la urmă, Popescu a fost foarte ciudat în preajma acelei fete, ea era evident speriată. În mintea lui Popescu a trecut un gând și și-a îndreptat camionul spre sat. După aproximativ 15 minute, el a ajuns deja în sat. Codreanu părea mai degrabă un oraș mic decât un sat izolat. Aici se înșirau câteva case cu două etaje, existau supermarketuri, un oficiu poștal și chiar un mic hotel cu șapte camere. Valeriu s-a oprit într-una dintre ele și a decis să obțină mai întâi informații despre adresa scrisă pe hârtie. A întrebat gazda dacă în nu exista vreun cafea sau restaurant unde se adunau oameni interesanți. O femeie prinuță de vârstă mijlocie s-a entuziasmat și a spus că da, desigur, există o casă. Acolo puteai să mănânci nu doar clătite cu umpluturi, ci și să bei. Locul era deschis până dimineața și atrăgea oameni din toate categoriile sociale. Stați mult aici! L-a întrebat ea. Cât voi putea? Dar cred că voi sta cel puțin o săptămână la dumneavoastră și, într-adevăr, aș dori ca dumneavoastră să pregătiți micul dejun, prânzul și cină pentru mine. Voi plăti de sigur atât pentru alimente, cât și pentru efortul dumneavoastră îngătit. Oh, bineînțeles! Mă numesc Eudochia. Mă voi bucura să vă gătesc. S-au pus de acord. Valeriu a plătit în avans pentru cazare și masă și s-a îndreptat spre casa clătitei. Deasupra ușii strălucea un panou cu o inscripție jucăușă, clătite de la Valentina, decorat cu flori de senate, buchete și cești de ceai. Înăuntru era destul de confortabil. Câteva mese. Acoperite cu fețe de masă roșii, draperii pictate și pereți într-un stil național rusesc. Pe fiecare masă se afla un samovar miniatural, iar în spatele teșdelei era o fată într-o rochie și eșarfă. Nu era multă lume, doar două fete și un bărbat de 35 de ani stăteau la o masă. Valeriu a observat că vinul li se terminase aproape și a decis să profite de momentul oportun. A cumpărat două sticle de vin roșu, coniac, a luat clătite cu icre și alte bunătăți și s-a îndreptat spre masa lor. Permiteți-mi să mă alătur! Cu cea mai șarmantă dintre zâmbete, a întrebat Valeriu. Trec prin zonă, nu cunosc pe nimeni și mi se pare plictisitor să umblu singur. Desigur, a răspuns cu bucurie grupul, văzând că noul lor cunoștință, în primul rând, nu părea să fie sărac, iar în al doilea rând, ceea ce a fost mai important, nu era zgârcit. Ecaterina, Lena, Vasile. Toți s-au prezentat pe rând, noi prieteni ai lui Valeriu. Au băut pentru cunoaștere și treptat, Popescu a început să direcționeze discuția spre subiectul de interes pentru el ce se întâmplă aici. Totul este liniștit. Oaspeții ca mine vinde sau totul este liniștit și pașnic. Înainte, totul era liniștit și rar venea cineva în afară de autoritățile din oraș. Avem o fabrică de lactate aici. Aproape tot satul lucrează acolo, cu excepția celor care au propriile afaceri modeste, ca cei care fac plăcinte. Dar cam acum o lună a venit o companie destul de ciudată cu o mașină neagră de teren. Doi bărbați, mai mult asemănători militarilor sau infractorilor și o fată cu ei. Au închiriat imediat o casă întreagă pe strada Gutuilor. Nu interacționează cu localnicii, fata arată că e foarte speriată. Cel puțin așa pare din afară. Am încercat să vorbim cu ea la brutărie, dar ea doar zâmbește și răspunde în mod simplu și întotdeauna unul dintre aci bărbați stă lângă ea. Desigur, nu o închid în cătușe, dar nici nu o lasă singură nicăieri, așa am înțeles. Și mereu vine o altă mașină la casă, din care iese un bătrân. Se vede că e cineva important, a spus Caterina. Și cum arată? Și câți ani are? Slabă, ochi negri care ocupă jumătate din față, pielea bronzată, dar asemănătoare cu o țigancă, doar că frumoasă. Nu am văzut niciodată țigănci frumoase la noi înainte. Și câți ani? Da, probabil nici 18 ani. Și cum o cheamă? Oh, n-ai să crezi, o cheamă Carmen. La început ne-am gândit că face o glumă, dar apoi am înțeles că acesta este numele ei real. Și îi place numele, de altfel. Valeriu a înțeles că e pe drumul cel bun. Rămânea să afle cum să ajungă la Carmen și să afle ce s-a întâmplat și cine era ea. Ciudat, el a fost primul căruia i-a cerut ajutorul prin intermediul borcanului de gem. Socializarea s-a încheiat târziu în noapte. Iar Valeriu nu a reușit să afle nimic interesant. Trebuia să găsească o modalitate de a pătrunde în casă, dar încă nu avea nicio idee genială. A trecut noaptea răsucindu-se, fără să reușească să doarmă. Dar dimineața, Valeriu a hotărât că nu putea să se descurce singur, avea nevoie de ajutor, sau mai bine spus, de ajutorul unei partenere. A decis să implice fetele, mai ales că Ecaterina era evident atrasă de el și insista să continue petrecerea într-o atmosferă mai intimă. Cu toate acestea, Valeriu a rămas rezervat, cu toate că tânăra era drăguță și a notat numărul de telefon mobil. În plus, a apărut un anunț pe ușa brutăriei că se caută o menajeră pentru o casă particulară. Iar această casă era, probabil, locul în care Carmen era ținută împotriva voinței ei. Cum să rateze o astfel de oportunitate? Valeriu s-a oferit voluntar să o viziteze pe Ecaterina și a petrecut noaptea acolo. Dimineața i-a spus în mare despre poveste, nu tot păstrând tăcerea cu privire la soția și copiii săi, desigur. Din spusele sale, rezulta că Carmen ar putea fi fata dispărută a unor vechi prieteni de ai săi din tinerețe. Și a dat peste ea din întâmplare pe autostradă cu acel gem de zmeură. Și, mai departe, totul s-a întâmplat așa cum a spus deja. Dimineața, Ecaterina a decis să devină menajera acelui loc și să afle totul. Apoi, vor acționa în funcție de circumstanțe. Straniu, dar Ecaterina a acceptat imediat. Valeriu se temea că s-ar putea să se sperie, dar faptul că ochii fetei au strălucit a dovedit că asta era o adevărată aventură. Ea s-a îmbrăcat mai modest și a luat pașaportul și a plecat la adresa indicată. A apăsat butonul de la interfon și, după câteva minute, un bărbat cu o înfățișare foarte robustă și o privire atentă și pătrunzătoare a apărut pe ușă. cui a întrebat el, am răspuns prompt în funcție de anunț, a spus Caterina, fără a se speria de el, mai degrabă din cauza tinereții și a lipsei de experiență. Nu mai avusese niciodată de a face cu astfel de personaje. Treci? El a deschis ușa și. Dintr-o dată, câinii din spatele casei au început să latre. După sunet, ar fi trebuit să fie niște ciobănești caucazieni sau, cel puțin, rotveileri. Nu te teme, sunt în volieră. Este bine că sunt în volieră. Acum, fiind deja puțin îngrijorată, a răspuns Caterina. Au intrat în casă, iar fetele care le-au însoțit au deschis ușa cu cheia lor. Asta înseamnă că nu o lasă să iasă singură din casă, și-a spus ea. Mă numesc Mihai, s-a prezentat tipul robust. Sunt șeful securității acestei case și alocatarilor săi. Ce trebuie să faci aici să ai grijă de casă, o să-ți explice Carmen. Cine? Carmen, proprietara acestei case. La aceste cuvinte, Mihai a zâmbit într-un mod ciudat. Lucru care nu a scăpat observației Ecaterinei. Dar ea a făcut ca și cum nu ar fi observat nimic. Din camera a ieșit Carmen, cel puțin asta și-a dat seama imediat Ecaterina. În primul rând a mai văzut-o anterior, iar în al doilea rând, Valeriu a descris-o foarte detaliat, așa cum a făcut și cu Mihai. Dar vă las acum, a spus paznicul, strălucind cu ochii negri și a plecat. Sunt Ecaterina. Zâmbindu-i captivului, Ecaterina s-a prezentat din nou și a zâmbit în cel mai prietenos mod posibil. Caro, vă rog să intrați, vă voi arăta totul. A însoțit-o pe Ecaterina în bucătărie, i-a explicat că trebuie să gătească în fiecare zi pentru cinci persoane. Micul dejun, prânzul și cină, iar mâine vor aduce toate produsele. Preferințele locatarilor din această casă o să vi le spun un pic mai târziu. Trebuie să faci curățenie de două ori pe zi, să ștergi praful, să speli podeaua, o dată pe săptămână o curățenie generală, ce mai e, vă vom da uniformă și alte condiții, nu știu dacă vi le-au spus sau nu, dar trebuie să locuiți în casă. Vă veți descurca cu acest aranjament, ținând cont că sunteți localnică. Pentru toate neplăcerile, veți primi o compensație în echivalent euro. Da, desigur, bineînțeles, mă descurc. Dar de ce cinci persoane? Nu sunteți dumneavoastră și Mihai soț și soție. Clătinând din gene, Ecaterina a încercat să pară naivă. Nu, e posibil să pară așa. A întrebat Carmen foarte serios. Pe lângă mine și Mihai, mai locuiesc aici alți doi paznici și un grădinar. De fapt, el face curățenie, are grijă de câini și îi hrănește îl cheamă Ion înainte lucra ca adresor de câini. Și ce câinii voștri au nevoie de o atenție specială? Desigur. Avem doi ciobănești din Asia Centrală, în esență niște câini mastif. Noaptea e mai bine să nu ieșiți în curte, ei sunt afară. Aici, Ecaterina a simțit că lucrurile nu sunt în regulă, dar a încercat să nu arate că este frică. Au intrat în casă, Carmen i-a arătat camera de la etajul 2 unde urma să locuiască tânăra, apoi s-a coborât jos. Ecaterina i-a dat raportul lui Valeriu pe WhatsApp. Ea începuse să înțeleagă că în casă probabil erau multe camere care supravegheau locuitorii. El a devenit tot mai precaut și s-a părut rușinos că a expus-o pe tânără în acest fel. Ar fi trebuit să-i trimită gazdei pensiunii, dar toți o cunosc acolo. Și ar putea să răspundească povestea în tot satul, a crezut ele, Caterina, dacă simți măcar cea mai mică amenințare, pur și simplu pleci la magazin și nu te mai întorci. Am înțeles, a răspuns ea. Nu-ți fă griji, totul, e în regulă, a scris înapoi Caterina și a închis mesagerul. Ziua a trecut în activități casnice obișnuite. Carmen nu s-a arătat. Seara, Ecaterina s-a retras în camera ei și a observat strada prin fereastră. La ora 12 noaptea a venit o mașină de teren neagră. Din ea a ieșit un bărbat foarte în vârstă, elegant și bine îmbrăcat. A fost însoțit de doi paznici. Ecaterina a fost intrigată de această scenă și a decis să afle cu orice preț despre ce vor vorbi și de ce acest bătrân odios a venit aici. Tânăra a ieșit discret în hol și s-a ascuns într-un colț. Bătrânul a urcat scările către camera Carmenii. Era înalt, cu o figură robustă, trăsături faciale pronunțate, nasul cocuțat și barba și mustața grizonate. Pe închietura mâinii i-au strălucit ceasuri de aur. Iar pe degete purta inele. Când s-a întors lateral, Ecaterina a observat surprinsă un cercel mare în urechea lui, și destul de evident. Costumul de afaceri și cercelul, o ciudățenie totală. O fi el țigan, a gândit ea. Vasile s-a liniștit ea. A întrebat bătrânul unul dintre însoțitorii săi. Nu, baro, nu va fugi, bineînțeles, o să-i fie frică. Dar să se căsătorească cu fiul baronului, ea refuză categoric. Spune că tatăl o va găsi și o va salva. Da, desigur. El însuși a dat acordul pentru căsătorie pentru că a dat faliment. Și tot acest circ cu răpirea Carmin a fost organizat cu mâna sa paternală ușoară. Așa că mâine plecăm în Muntenegru. Totul este pregătit pentru nunta acolo. Au intrat în camera Carmenii, iar Ecaterina a stat în șoc auzind aceste cuvinte. Totul devenise clar. Tatăl ei, într-un fel sau altul, a vândut-o sau dat-o cuiva, dar asta era problema. În camera Carmenii au început să se audă strigăte și sunetul de vase sparte, urmate de o avalanșă de înjurături. În timpul acestor înjurături, Carmen, aparent timidă și retrasă, a început să înjure pe un ton foarte vulgar. Nu voi merge în Muntenegru sub nicio formă, du-te naibii. Cum îți permiți, fetiță, sunt bunicul tău de sânge? Ce dracu ești tu pentru mine, bunic? Ești demon din iad, nu te-am văzut niciodată și nu știu nimic despre tine. Tatăl tău o să-ți dea o bătaie zdravână, tip de țigan. Însă vocea calmă a Carmenii a intervenit brusc. Îți iert această lipsă de respect numai pentru că ești nepoata mea și ultima din familia Reinhardt. Cine ne-ar putea oferi o moștenitoare cu puter de clarvăzătoare? Și apoi, în furia ta semene atât de mult cu bunica ta, încât e amuzant, nu ofensator. Și, mai mult, nu cunoști tradițiile noastre, cine ți le-ar putea explica? Referitor la ajutorul tatălui tău, Boris. O să i sun acum și vei înțelege că el știa totul. O să-l pun în difuzor. După câteva minute, o voce masculină s-a auzit. Da, Baro, te ascult. Și eu te ascult, Boris. Ce zici? Acordul nostru e valabil. Nu vrei să te răzgândești și să-ți aduci fiica înapoi acasă. Dar știi și tu că atunci nu mai vei vedea vreodată bani pentru reconstrucție de afacere, și nici măcar urechile tale. Desigur, Baro, înțeleg totul. De ce crezi că refuz? Ca Carmen. Bun, Carmen, draga mea. Și, pe lângă asta, ar fi bine să mergem la biserică. Să aprindem o lumânare pentru sufletul tatălui meu. A murit, nu știu, cam acum o lună. Cel puțin pentru mine. Dăm -mi salutări mamei. Și spunei că o sunt eu. Am numărul ei. Știindu-ți caracterul bun, cred că ai făcut-o să tacă atunci când m-ai vândut. Da, dacă o rănești pe mama și sigur o să verific asta. Nu te supăra dar pentru moment, baro. Bunicul a privit-o pe nepoata sa, neputând crede într-o transformare atât de rapidă, de la o aie la tigroică, apoi de la învățătoare la regină, toate în câteva minute. Recunosc legătura de rudenie, Vasile. Sunt nepoata ta, Carmen Reinhardt. Când trebuie să zburăm și n-am bagajele personale, trebuie să cumpăr totul. Cumpără și un telefon mobil. Nu voi fugi, promit. Nu mai am niciun motiv. Am și o fotografie cu logodnicul meu. Cât timp are? E tânăr. Are doar 35 de ani și arată bine. Ecaterina, draga mea, îți va plăcea. Am știut că sângele nu e apă. Și sângele țigan e cu atât mai special. Ești o adevărată prințesă țigancă. Vasile! Carmen va face o listă cu lucruri și va cumpăra totul mergând în oraș. Cele mai noi modele de telefoane mobile O prințesă din familia Reinhardt trebuie să aibă tot ce mai bun. Ecaterina a ieșit în liniște din ascunzătoarea sa și a mers repede să-i raporteze lui Valeriu aceste incredibile vești. În spatele ei se temea că vor trimite pe cineva să o urmărească, dar acum nu mai era o parte din acest misterios eveniment. Deja se gândea acum să ceară să fie angajată în Muntenegru ca servitoare. Mama și tatăl ei erau încă tineri, aveau propriul lor mic business în centrul regiunii. Le-ar spune că pleacă într-o vacanță cu o prietenă, că au cumpărat bilete la o ofertă specială și așa mai departe. Pentru a fi credibilă, ar trebui să ceară bani de la tatăl ei pentru a evita suspiciunile cu privire la călătoria ei. Și, Reynard, aceștia vor acoperi toate cheltuielile, poate chiar își va găsi și un soț. Se spune că băieții din Muntenegru sunt niște chipeși, mai ales dacă îți plac brunetele pasionale. Ea l-a contactat pe Valeriu și i-a povestit totul. El s-a gândit mai întâi, apoi a zâmbit. Ești o adevărată hoțomanele, Ecaterina. Dar ce facem cu mine, cu iubirea noastră? Lasă, Valeriu, spun serios. Ai o familie, copii, soție. Pentru mine, în schimb, asta e o ocazie reală de a scăpa din mocila noastră și de a-mi construi o viață. Chiar dacă nu găsesc un logodnic. Măcar voi vedea lumea. O să-ți telefonez și, de apropo, o să-mi fac bagajele și pentru Carmen. Bineînțeles că nu puteai să o salvezi, dar ai ajutat să scap din griul cotidian. Dar până atunci, Valeriu! De ce ești atât de sigură că te vor lua cu ei? Încă nici măcar nu a întrebat dacă au nevoie de servitori. Și presupunând că nu ai un pașaport internațional, și ești în eroare. Am unul. L-am făcut anul trecut. Nu știu de ce. Probabil o presimțire. O să mă duc să cer să merg cu ei mâine. Acum Carmen și bunicul sunt ocupați. Nu vreau să deranjez. Boro spune mai mult despre familia noastră, familia noastră țigănească. Carmen s-a așezat în fotoliu și l-a privit pe bunicul. Mama nu mi-a spus niciodată nimic. Și ea însă și nu știa nimic despre asta, iar bunica doar o învăța să ghicească în vise. Mereu spunea că atunci când dar se va trezi în mine, voi vedea totul singură, iar ea va ghida. Dar despre tabără nu știam nimic. Desigur, o să-ți spun, draga mea. Să începem prin a pregăti masa și apoi să discutăm. Va fi un discurs lung. Tocmai atunci, ieșirea Ecaterinei a fost foarte oportună. Ea tocmai trecea pe lângă ușa camerei Carmenii, încercând să asculte cuvintele care veneau din cameră. Carmen a deschis ușa și a văzut-o pe Cătălina. Scuze, Cătă, că e atât de târziu, dar nepotul meu tocmai a sosit neașteptat. Nu-i nimic potrivit oricum, nu prea dorm noaptea a zis Cătălina în timp ce se îndrepta spre bucătărie pentru a aduce farfuriile, tacâmurile, vinul și mâncarea caldă. Și bunicul a început să povestească. Te vei mira, dar suntem descendenții unui om remarcabil, un muzician, fondatorul jazzului țigănesc, Diango Reinhardt. S-a născut în 910 lângă orașul Cealeroi. În Belgia. Există o provincie acolo numită Brabant. A crescut într-un tabără țigănesc lângă Paris au rătăcit cu mama și fratele mai mic prin Italia, Corsica și Algeria. Apoi s-au întors la Paris, unde familia lor, împreună cu alți sigani, a rămas pentru mulți ani. În timpul acesta, Ecaterina a intrat în cameră cu un tava în mână, a pregătit masa, iar bunicul a continuat să povestească. Diango a fost un talentat muzician, foarte tânăr și priceput. Avea 19 ani când cânta magistral la banjo și a câștigat un premiu la un concurs de dansuri la Riadox la Plage. De asemenea, stăpânea vioara și acordeonul. Când au ajuns în Italia, Tiango s-a asociat cu un artist țigan local. Viteză Gireno. Și au petrecut cu succes în cafenele, restaurante și petreceri. În acea perioadă nu existau cluburi de noapte în sensul modern, dar petrecerile erau o obișnuință. Ecaterina a ieșit în tăcere, lăsând ușa între deschisă a observat un taburet în apropiere și s-a așezat pe el, dorind să audă mai multe despre familia Carmenii. Cu toate acestea, străstrăbunicul tău era un adevărat jucător țigan. Dar juca mereu câștigător, nu intra în datorii și nu devenea un umbra tristă din cauza pasiunii sale. Cum juca Diango, ai fi trebuit să auzi. Apropo, era și un dansator fenomenal de flamenco. În 1928, în tabăra lor, a izbucnit un incendiu major și Diango a suferit arsuri grave. Mai ales mâna sa stângă a fost afectată. După recuperare și după aproape 2 ani de tratament, doar două degete nu și-au mai recăpătat funcția arătătorul și inelarul. Dar el nu s-a lăsat doborât și, după multe ore de antrenament pe chitară, până în 1930 și-a recăpătat complet dexteritatea. Apoi a întâlnit un violonist și pianist numit Ștefan, care lucra în cabaretele pariziene și în teatrele de top. Mai apoi a venit ocupația Franței, iar jay pe care îl interpreta Diango a fost amenințat cu execuția, dacă pot să spun așa. Cum? A întrebat Carmen uimită, ascultând cu un interes evident povestea bunicului ei. Ei bine, naziștii nu suportau acest gen de muzică, considerau că este o expresie a negrilor înjurători, un fel de dans de maimuță inadecvat oamenilor. Dar rezistența franceză a fost mai deșteaptă. Și atunci străbunul nostru a început să cutreiere orașele și țările. În 1945 totul a revenit la normal, iar Diango s-a întors la Paris. În același timp, un ansamblu de cântece țigănești numit Niromen a venit acolo. A apărut mult mai târziu, în 1973 iar străbunicul nostru a avut o poveste de dragoste cu o cântăreață foarte trecătoare, dar cu consecințe. Natalia Perlată a dus cu ea sub inimă fiul lui Diango, care s-a născut în Uniunea Sovietică, în Krasnodar, într-un sat țigănesc. A reușit să introducă numele Reinart în actele de naștere, spunând la înregistrarea copilului că a pierdut pașaportul și toate documentele, iar tatăl copilului, pretins, ar fi murit. Dar ce era în tabără? Nu au bombardat-o cu pietre. Erau vremuri periculoase pentru asta și chiar și în zilele noastre ar putea fi periculos din câte am citit despre obiceiurile țiganilor. Ar fi putut și ar fi omorât dacă membrii ansamblului nu ar fi confirmat lui baronului. Și baron era tatăl lui Natelea, cel care a fost tatăl copilului Diango însuși. Baron știa foarte bine că nimeni nu l-ar fi lăsat pe Diango să plece din Franța și nici el nu ar fi plecat, iar că găbăul nu l-ar fi lăsat pe Natelea în Paris. Așa că tuturor din tabără li s-a spus că erau căsătoriți potrivit legilor țigănești și Natelea l-a crescut pe fiul ei în liniște. Într-adevăr, nu s-a mai căsătorit niciodată. Avea cu cine să compare și comparația nu era în favoarea potențialilor pretendenți. Interesant, dar ce s-a întâmplat mai departe, mestecând coapsa de rață, a întrebat Carmen. Și apoi fiul lui Natelea s-a căsătorit. Au venit în tabără niște fete, țigănci din Munte Negru. Și prin generații s-au născut fete cu un dar neobișnuit. Ele puteau comunica cu sufletele celor decedați și să transmite informații oamenilor vii. Mediumuri, a exclamat Carmen. Da, și tu, Caro, ești una dintre ele. Mai precis, până acum ești ultima din familie. Înaintea ta, această putere era în mâinile bunicii tale. Și mamei tale. Rina nu i-a fost dat acest dar. Următoarea va fi fiica ta. Dacă, desigur, vei avea o fiică și nu un fiu sau mai mulți copii. Bine, dar ce legătură am eu cu acești prieteni muntenegreni ai familiei noastre? Și, apropo, nu mi-ai spus nimic despre logodnicul meu. Marco Petrovici Neguș Baron, dacă vorbim în stil țigănesc și moștenitorul nerecunoscut al domnitorilor muntenegreni Neguș. Ai auzit ceva despre ei? Puțin, chiar foarte puțin. Aceasta este dinastia conducătoare a Muntenegrului. În secolul al XVII, ea era oficial sub suzeranitatea otomană și făcea parte din imperiu. Cu toate acestea, în realitate, Muntenegrul nu se supunea sultanului, considerându-se un stat independent. În acea perioadă a fost susținut de Rusia, care a susținut cerințele politice ale Muntenegrului față de poarta otomană și a contribuit la dezvoltarea autonomiei statului ortodox. Primul care a încercat să unifice pământurile muntenegrene a fost domitorul Danilo din familia Petrovici-Neguș, care a condus triburile muntenegrene din 1697 până în 1735. De ce domitor? Pentru că atunci puterea era în mâinile mitropolitului și acesta a fost Danilo. Iar rege, singurul din istoria țării, a fost Nicolae Neguș. De la el provine ramura copiilor născuți în căsătorii morganatice, adică fără dreptul de a pretinde tronul și toate privilegiile care decurg de aici. Înțeleg. Dar ce avem noi de a face cu asta, și în special eu? Cei din familia Neguș știu într-un fel că femeile din familia noastră au capacitatea de a comunica cu sufletele celor decedați într-o stare de transă sau în timpul somnului. Și știu că ești ultimul medium din familie la momentul actual. Odinioară, familia Neguș a avut un adevărat tezaur, o biblie de familie cu coperți de aur și încrustată cu diamante și smaralde, împreună cu o cruce. Acestea erau păstrate în arhiva familiei dintr-o mică capelă, dar spre mijlocul anilor 90 au dispărut într-un mod misterios. În același timp, călugărul Zoran, cel care era responsabil cu capela, a fost ucis. Vor să vorbești cu el și să afli unde a dispărut comoara. Baron! Da? Bunicule, tu te auzi! În primul rând, nu am astfel de abilități și pot comunica doar cu mine însumi și asta doar când am băut prea mult, lucru care rar se întâmplă. În al doilea rând, de ce am avea nevoie să ne căsătorim pentru ca eu să intru în legătură cu un călugăr? Alo, alo, Alex primește cererea. Încotro, bătrâne drag, ați aruncat manualul de rugăciun împreună cu crucea. Nu doriți să le returnați. Promitem să nu vă mai deranjăm niciodată și să nu vă mai creăm neliniști infernale, da. Baron a râs cu inima, ca un tânăr. După râs și-a turnat și lui și nepoatei vin și a continuat serios. Dar aici stă cheia problemei. Să vezi și să auzi suflete poți doar după ce vei deveni mamă. Dacă ai trecut printr-o inițiere în copilărie, așa cum au făcut toate femeile din familia Rinehart care sunt mediumuri, acum, la 20 de ani, ai fi putut învăța multe lucruri sau chiar totul. Dar acum, doar nașterile vor deschide canalele energetice și te vor ajuta să-ți dezvolți abilitățile de clarvăzătoare. Perspectiva este incredibilă. Și vor aștepta șase, șapte ani. Nu am planificat sarcină niciodată, chiar dacă mi-ar plăcea stilul lor. Și așa este. Să trăiești pentru tine, rate, educație, toate acestea, carieră. Mai ales că mai răpit în cele mai bune tradiții țigănești. Când deja eram în anul 3 la medicină. Bine, acum este vară, dar în septembrie va trebui să aleg între facultate și plecare. Carmen era deja cam amețită și începuse să se plictisească, încercând să facă glume. Dar mama ta ce spune? Mama a știut despre afacerea tatălui. De ce ai avea nevoie de rate dacă vei deveni Carmen Neguș? Și carieră. Dar cu siguranță ai nevoie de educație. Poți trece la învățământ la distanță. În ceea ce privește urgența, depinde de circumstanțe. Nimeni nu te va ține ca pe o sclavă sexuală pentru a obține o sarcină. Și apoi, acele rarități nu se vor găsi. Vor exista doar două noi familii, frumoase și bogate. Și atât în familia noastră, cât și în familia lor, sunt suficienți bani. Și în acest context, excluderea din familie nu mai este folosită pentru a negocia cu moartea. Familia noastră constă din artiști, medici și veterinari. Ne pricepem deosebit de bine să tratăm caii. În ceea ce privește Irina, pot să spun că nu am văzut-o și nici nu am vorbit cu ea. Nu sunt tatăl ei biologic. Eu și ea suntem rude doar prin sângele țigănesc. Adevăratul ei tată și bunicul tău sunt ruși. Dacă bunica ta nu ar fi fugit atunci, m-aș fi căsătorit cu ea și totul ar fi fost diferit. Mai bine sau mai rău, nu știu, doar diferit. Baron, iar dacă nu-i voi plăcea, atunci ce vei face? El va lua un găleată de țuică muntenegreană înainte de intimitate. Carmen! Micuța, de ce nu i-ai plăcea? Deja i-a plăcut. I-am trimis fotografia ta când te-am găsit. Ah, apropo, cum ai găsit? E simplu. Suntem în 2020. Pe rețelele sociale, nu pe ale tale, ci pe ale Irinei. Ea a postat toate pozele. Și ale bunicii tale, și ale ei, și ale tale, iar pe Facebook a povestit istoria despre cum bunica ta a fugit din tabără. Da, asta e marea binefacere a civilizației. Ești sigur că ți-a plăcut? Sunt sigur. Iar aici este fotografia lui. Din fotografia de pe telefon, Nacarmina privea un bărbat incredibil de frumos, cu un ochi sigur, bachiar superior, de un gri metalic și părul său, absolut negru, ca și al ei. Buzele arcuite mofturos, sprâncenele ca blana de jder. Iar nasul cu o ușoară cocoașă completau imaginea unui mau perfect. Da, mi-a plăcut cumplit, a gândit Nacarmina, impresionată de imagine. Are și el miustăți ca ale mele, o mustață subțire dar să vedem, așa cum spunea bunica. Se prăbuși literalmente pe canapea și a dormit imediat. Ecaterina, care a stat cu ușa deschisă și a auzit tot, acum era hotărâtă să nu se retragă și să meargă cu Carminal în această călătorie. Dimineața, abia așteptase ca Nacarmina să se trezească și a mers în camera ei. Pot să intru? Da, Cat, ce s-a întâmplat? E o poveste. Și a spus totul. Despre cum Valeriu a venit să o caute după nota găsită sub borcanul de gem. Apoi s-au cunoscut și au avut o mică poveste de dragoste, cum au pus la cale planul de a o salva pe fată și cum a ajuns Caterina în casa lor. Și și-a mărturisit că a auzit totul, stând sub ușă. Carmen, ia-mă cu tine, aș putea să fiu de folos. Poți să nu știi niciodată, acolo n-ai pe nimeni, iar tatăl tău s-a dovedit un nenorocit. Scuze, am exagerat. Nu-i nimic, adevărul este că chiar e un nenorocit. Carmen, nu mă împotrivesc. Dar nici eu nu știu ce mi se va întâmpla acolo. Cum se va încheia toată această nebunie, nu cunosc oamenii la care ne ducem. Nu prea cred în această poveste stranie despre presupusa mea abilitate. Sună prea fantastic totul. Nici nu cred prea mult că el este bunicul meu. Cred doar că tatăl meu, așa zisul tată, m-a vândut pentru o sumă imensă unor țigani cam ciudați. Nu știu dacă sunt muzicieni sau chiar regi, naiba știe, francezi. Cum pot eu să mă asum responsabilitatea pentru viața și destinul tău? Caro, cu atât mai mult! Și Valeriu a spus că va fi în legătură cu tine. Și în privința responsabilității pentru mine, nu mă măriți cu ideea de căsătorie. Fetele și-au aruncat priviri unul la celălalt și au izbucnit în râs. Carmen a chemat-o pe Vasile, paznicul care o adusese pe bara în casă în timpul nopții. Uite-l pe dragul meu! Strâmbând ochii, a spus ea, dând din ochi spre Ecaterina. Adune puțin coniac, niște plăcinte cu somon și câteva pepenii. Și să cânte țiganii pentru noi, ce zici? Ecaterina a izbucnit în râs și a înecat în pumn. Între timp, Vasile, înalt de doi metri, și-a mărit încă și mai mult ochii enormi. Ce pepeni? Ce coniac și plăcinte? Și unde îi găsim? Dar eu glumesc, a Carmen. Fata asta vine cu mine. Va fi mărturia mea rusă la nunta asta, iar tu vei fi martor. Exact, a spus cu entuziasm. Un plan perfect. Așa că cumpără tot ce ai nevoie pentru călătorie, o să-ți fac acum o listă. Fetele s-au așezat pe pat și au început să discute despre ce le trebuie și cât. Și Vasile, zâmbind interesat, a studiat-o pe Ecaterina privindu-i genele dese, lungi și întunecate, ca ale ei. Ecaterina a simțit privirea, a surprins cântei jucăușe în ochii lui Vasile și, dintr-un motiv necunoscut, a roșit puternic, deși niciodată nu se remarcase prin falsă modestie. Și, în general, își trăia viața zâmbind, așa cum cânta un muzician cunoscut. Vasile a zâmbit și mai larg și a hotărât să o privească mai atent pe noua cunoștință, care devenise brusc prietena milesei gazdei și, apropo, martora la nuntă. Dacă el e martor, totul poate decurge foarte bine. Fata este drăguță și bine proporționată. Vasile era doar pe jumătate țigan, având o diplomă de avocat și nu ținea seama de vechile prejudecăți ale familiei. Săptămâna următoare a trecut prin agitație și pregătiri completarea documentelor, și așa mai departe. La întâlnirea cu Ecaterina, Vasile încerca mereu să o facă să râdă sau să-i ofere mici daruri simpatice, și reușea de fiecare dată, iar Ecaterina devenea vizibil mai frumoasă. Uneori îi aducea flori cu fluturi vii pe care îi elibera cu grijă din spate, alteori îi dăruia încălțări tradiționale de cântie cu sfatul să le ia în călătorie, cine știe ce drumuri ar putea avea în Munte Negru. Era evident că exista o legătură între ei și că le plăceau unul altuia cu adevărat. În cele din urmă, au zburat spre Tivat. Însă înainte, Carmen a sunat acasă la mama ei și Irina a răspuns imediat la telefon. Doamne, Caru, mai ai măcar puțină conștiință, ești de o lună în Turcia a ta și niciun telefon de la tine. Tatăl spunea că ai plecat de urgență la o prietenă a ta, care se căsătorește. Am văzut notița ta, dar nu puteam să te sun. Boro spune că lui a fost mai norocos și a reușit să te sune. Cum ești? Ce faci? Carmen a rămas cu gura căscată, auzind ce i-a spus Irina. A înțeles imediat că asta era o mișcare a tatălui ei. Boris își asigurase astfel pozițiile și inventase niște minciuni Irinei. Și-a adunat rapid gândurile și a răspuns cu o intonație neinteresată, prefăcându-se a fi un copil egoist și răsfățat pentru a nu speria mama. Scuză-mă, 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 mușii! Mi-am stricat telefonul, l-am scăpat în piscină din greșeală. Până s-au scat și informațiile au fost extrase de specialiști, până mi-am cumpărat altul nou și apoi și tata a sunat și a spus că totul e bine acasă. Scuză-mă, te rog, pisicuța mea, mămica, a spus Carmen cu o inflexiune lipsită de grijă, ca să nu îngrijoreze mama. Ești bine? Sau, mai bine zis, ceva nu-mi place în vocea ta. Desigur. Ce mi s-ar putea întâmpla? A spus Irina foarte rapid și fals sigură. Când te întorci? Noi planificăm să mergem cu gașca în Muntenegru. Probabil că voi reveni doar spre octombrie. Ce octombrie? Și cu facultatea. Cu studiile. Mă voi înțelege cu asta. Sunt bine văzută acolo. Știi că am făcut deja practica în spital, rectorul nu va refuza. Mamă, sună-mă dacă ai nevoie de ceva, acum am semnal. Bine, fetițo. A pus receptorul în furcă și s-a lăsat în scaunul ei. Ei bine, ai fost sigură că fiica ta nenorocită e vie și sănătoasă. Lângă ea era Boris, cu un pahar de whisky în mână și cu o ură vizibilă în ochi. Și ce vise ai, țigănești că cineva o răpește cu forța. Nu îndrăzni să o numești nenorocită. Ea e și copilul tău, nu, Irina, ea nu e copilul meu. Ea e fiica ta și a lui Valeriu, îți amintești de el ce nebunie. Irina a devenit palidă și s-a agățat de brațele scaunului. Nu e o fantezie. Cu două luni în urmă am făcut o expertiză genetică, iar rezultatele au arătat că Carmen nu e fiica mea. Și pentru că, cu toate că ești cam prostuță, ești o femeie corectă, există doar o singură variantă. Nu cred, nu poate fi așa ceva, aș fi știut. Irina tremura pur și simplu. De ce din seninți a venit să faci tot felul de expertize? Pentru că am avut nevoie de o transfuzie de sânge după accident, când am ajuns în spital acum șase luni, îți amintești. Și sângele meu e rar, așa cum știi, RH negativ. Dar la tine sunt sigur că e RH pozitiv, de unde atunci vine RH negativ la Carmen. Nici al meu, nici al tău, am calculat vremea ta de sarcină atunci. Acum 20 de ani, ziua de naștere a carului și totul se potrivește. Uite, acesta e certificatul care confirmă acest fapt uitor. Și, dacă tu nu știai, înseamnă că vremea sarcinii era atât de mică când ne-am cunoscut. Și apoi, fată ta semăna izbitor cu tine la mulți ani. Știi că ești o femeie frumoasă, altfel nu m-aș fi îndrăgostit de tine acum 20 de ani, ca să mă căsătoresc cu o femeie cu păcate. A râs și a băut paharul și a ieșit din cameră. Irina a rămas în fotoliu cu certificatul în mână. Totul i s-a întunecat înaintea ochilor și a pierdut cunoștința. Avionul a aterizat la câțiva kilometri de Tivat, unde se afla unul dintre cele două aeroporturi internaționale ale țării. Mai departe, trebuiau să se îndrept spre un mic sat numit Gornja, aflat în apropiere de Tivat, unde Bara, Carmen și însoțitorii lor aveau să fie întâmpinați de reprezentanții părții Mirelui. Au luat un taxi și au ajuns destul de repede. Gornja a fost construită pe o colină înaltă de 300 de metri la începutul secolului al XVI-lea. Casele rezidențiale, construite din piatra albă, se ridicau precum turnurile din Paris, iar apa și munții, munți, munți, munți. Arată ca locuința lui Dracula, a tresărite Caterina. Nu ești niciodată noaptea pe mlaștina lui Baskerville, i-a răspuns Carmen pe un ton similar. Ea se calma treptat, având obiceiul tineresc de a trece de la ceva rău la ceva bun. Uitând aventurile ei din satul Aur. În cele din urmă, ea a fost tratată foarte bine, îi îndeplineau toate cerințele, doar că nu-i explicau nimic în mod concret și nu o lăsau să iasă niciodată singură, până când ea n-a făcut acel truc cu gemul. Și datorită gemului cu zahăr dintr-un borcan de 3 litri, a câștigat o prietenă minunată. În această scurtă perioadă s-au apropiat cu adevărat de Ecaterina. Părinții ei au fost de acord să o lase să călătorească fără probleme. Carmen și Vasile i-au vizitat acasă și cu tot farmecul lor țigănesc s-au prezentat ca fiind frate și soră, ceea ce în general nu era chiar atât de departe de adevăr. Cu toate acestea, Vasile părea să fie în afara cercului. Vasile a venit cu o chitară, a cântat și toți s-au topit, mai ales mama Ecaterinei, dar mai multe despre asta mai târziu. Doar aici nu sunt ochi străini, doar ai noștri. Tot satul aparține negușilor și este liniște, cel puțin deocamdată. Acum ne vor primi și va începe petrecerea. Nici nu vă imaginați cât de bine știu să se distreze Muntenegrenii. În primul rând, ei încep ziua cu o cafea tare, pe care îl beau direct din dimineață și continuă să facă asta toată ziua. Și oaspeții. De asemenea, toată ziua. Oamenii aici preferă să se bucure de viață în loc să alerge înaintea trenului pentru carieră sau bani. A explicat Boro. Pălinca e vorba de vodcă. Înțeleg corect, a întrebat Carmen. Și o beau din dimineața până seara. E în regulă, și rușii sunt considerați mari alcoolici. Sigur că e frumos să te relaxezi, dar m-ar interesa să știu la ce se distrează tot timpul. Dar nu e bine să fie clar pentru toți. Aproape, a zâmbit Boro. În mod neașteptat, mai multe mașini au venit spre ei. Din ele au ieșit doar bărbați. Carmen l-a recunoscut imediat pe Marco Neguș. Ieșea în evidență printre toți, deși toți ceilalți membri ai familiei erau înalți și aveau corp atletic. Salut, dragi oaspeți! Marco nu și-a luat ochii de pe Carmen, ronțăind o crenguță în gură. Cămașa roșie a lui Paul se potrivea incredibil de bine cu pielea lui bronzată și ochii săi gri, Carmen și-a strâmbat ochii negri și nu și-a luat privirea de la el în razele soarelui, părul ei negru și ondulat strălucea sub adierea ușoară a vântului de vară, iar rochia lungă de culoarea mării o făcea să semene cu o zeiță veche și frumoasă. Prințul și a zâmbit ironic, ca și cum ar spune, ei bine, să vedem cine pe cine. Cu toate acestea, Carmen nu i-a cedat în îndrăzneală și a zâmbit la fel de plină de ironie. Toate acestea s-au întâmplat în câteva clipe, dar scânteile care zburau între ei au fost observate de toți. Mai ales de Baro, slavă ție! Doamne, lucrurile se aranjează pentru ei. Și asta înseamnă că se vor aranja și pentru mine, întreburile mele. A reflectat el destul de mult. Au continuat să meargă spre sat, iar fetele au primit fiecare câte o cameră într-o casă uriașă din piatră albă. Interiorul casei i-a uimit prin originalitatea sa și atmosfera de confort. Barca sub care avea rolul unei ghivece pentru flori, scaune înalte cu perne, rafturi cu borcane, niște coșuri împletite, butoaie și flori peste tot. Carmen și Ecaterina și-au aranjat bagajele, fiecare în camera ei. Către seară s-au auzit muzică și râsete. Vasile a bătut la ușa Ecaterinei. Hai, va începe ceremonia de logodnă! Trebuie să fim acolo și noi să facem ceva ca martor, spuse el. Eu sunt gata pentru orice agitație, nu am venit aici în zadar, dar ce trebuie să facem mai exact? Sper că nu mă vor trimite să aduc miresei o tuia, glumie Caterina. Dacă vor face asta, nu te vor trimite pe tine, zâm Vasile. La ușa carmenii au bătut și ei. Ea tocmai se îmbrăca și, crezând că e Caterina, a răspuns liniștită, intră. Ușa s-a deschis larg, iar în prag a apărut Marco. În mâini ținea un coș cu brânzeturi, fructe și vin. Oho!" exclamă el, privindu-i figura uimitoare a Carmeni, deoarece ea se afla în fața lui în lenjerie intimă. Oho!" i-a răspuns ea în același ton, fără să fie deloc jenată. Aruncându-și rapid halatul pe umeri. Intră, Marco! Să ne cunoaștem și să vorbim!" I-a răspuns logodnicul ei cu un ușor accent, a pus coșul pe masă și, desculțându-se, s-a așezat pe un fotoliu. Nu suntem chiar logodnic și logodnică obișnuiți, nu-i așa? Adevărul nu poate fi chiar așa. Haide să vorbim! Toarnă-mi și mie ce ai acolo, că simt că o să tremur din cauza evenimentelor viitoare și trecute. De data aceasta, Marco a zâmbit cu adevărat sincer. Îi plăcea fata din ce în ce mai mult. Nici o problemă că folosesc tu și nici nu mă deranjează că te-am găsit în chiloți. Nici o problemă, dar ar fi fost mai bine. Stop! Nu continua, râse Ecaterina. Dacă ne căsătorim cu adevărat, mai avem timp. Și acum hai să vorbim sincer, fără tot acest mister, fantezii prevăzătoare și vânătoarea cărților veșnice cu cruci pe care călugărul ucis în anii turbulenței ai anilor 90 le-a furat. E bine, dar nu e chiar așa. Biblia chiar a fost și crucea a existat și relicvele au dispărut tocmai în circunstanțele pe care ți le-a povestit Boro. El ți-a povestit despre asta, nu? Da, cine altcineva? Da, deci. Și femeile din familia voastră într-adevăr pot obține informații despre spiritele decedate. De ce te miri? Ești țigancă, chiar dacă nu cu sânge curat. Și cel mai important, atât Boro, bunicul tău, cât și tatăl meu, au planuri de a crea o afacere comună mare. Nu știu exact ce planifică ei, dar problema este că capitalul principal este înregistrat pe numele meu, iar mie nu-mi pasă de afaceri, dar mi se pare interesantă doar tu. Când am văzut prima dată o fotografie cu tine întâmplător, Boro o lăsase să cadă când a venit acum un an la noi, atunci am încetat să mai mănânc și să dorm și, în general, m-am îndrăgostit. Se întâmplă așa, crezi dacă vrei, nu dacă nu vrei mă poți considera un idiot îndrăgostit. Și am pus condiții lui Boro că dacă mă vei lua de soție, atunci îi voi aloca fonduri pentru afacerea lor și niciodată nu voi cere înapoi nimic. Marco nu și-a luat ochii de la fată și își lăsa privirea să alunece pe chipul ei, savurând whisky-ul cu apă minerală în tăcere. Carmen a înghițit în sec și a rămas cu privirea fixată pe neguși. Marco, ești nebun sau ce? De ce asemenea complicații? Ai putut să mă cunoști online, să cer cuiva să mă prezinte ție. Să vii în cele din urmă în Rusia. Ah, da, apropo, cum vom face să ne căsătorim? Nu va trebui să prezentăm un publicului, pentru că nu mai sunt fecioară, scuze. Nu știam că te-ai îndrăgostit atât de mult de mine. Nu, pur și simplu nu. Nu am putut să vin, o să-ți explic mai târziu. În ceea ce privește internetul, ai putea să mă fi considerat un escroc sau cineva chiar mai rău, poate un terorist. Și dacă te-aș fi sunat și ți-aș fi spus că sunt băiatul. Adică prințul muntenegrean Marco Neguș, strămoșul tău țigan, pe care nu l-ai văzut niciodată, cel care a scăpat poza ta când stăteam împreună într-un sat pe munte și m-am îndrăgostit de tine, unde m-ai fi trimis. Carmen râse la auzul glumelor și întinse mâna bărbatului. Cât despre obiceiuri, ele sunt destul de simple. Când ne vom căsători, toate mașinile din zona Budva, unde locuim, vor claxona timp de aproximativ 20 de minute. De ce? O dinioară trăgeau cu puști. Acum, înțelegi de ce nu se mai poate. Apoi vom merge la casa mea, acolo vei arunca portocalele în spatele oaspeților. Oh, doamne, de ce? Ce de ce? Scuză-mă, este o expresie argotică pe care o avem. De ce? întrebai. Ah, da, la voi se aruncă buchetul, iar la noi se aruncă portocale. Cine o prinde, acela va o familie în acest an. Indiferent dacă este băiat sau fată. Vom lua drapelul nostru de familie și vom merge. Ei au discutat și despre superstiții rusești și muntenegrene, iar Marco s-a înclinat în semn de rămas bun. Cu toate că, prin privirea lui, se putea vedea că el, oh, cum nu vrea să părăsească camera Carmenii. Și mai ales, el a văzut că nici ea nu dorea asta mai puțin. Valeriu se întorcea acasă. Ecaterina l-a sunat de mai multe ori, spunând că totul este bine și că s-a îndrăgostit. El se bucurase sincer pentru ea. Dar ceva era ciudat în tonul zinei când vorbea la telefon cu el. Nu-ți pase ca de obicei, din potrivă. Îi adusese aminte de vremurile lor bune, când lucrurile mergeau relativ bine. Când vi? Peste două zile. Bine, avem de discutat ceva. Serios. S-a întâmplat ceva? Nu, Valeriu, dar ceva s-a prăbușit între timp. Ne vedem mai târziu. Valeriu s-a întors acasă cu o zi înainte și era deja târziu în noapte. A încercat să deschidă ușa cu cheia lui, dar nu a reușit. Și în lacătul de la cealaltă parte se vedea clar că este o okay. cheie. Curând, ușa s-a deschis și pe prag a apărut Zina, dezordonată și cu o față fericită și vinovată în același timp. Dar mâine ai promis că vii, ca în banc, zise ea. Și astăzi, ce e o zi de post? Bărbații nu sunt lăsați acasă. Valeriu simțea că ceva nu e în regulă. Dar ce a văzut cu siguranță nu se potrivea cu imaginea sa despre comportamentul zinei. Timp de 20 de ani, ea se uitase doar la el, fără să ofere nici cel mai mic motiv pentru gelozie. În hol erau pantofi bărbătești mărimea 43. În hol atârna un sacou la modă, totuși nu tăiat pentru un bărbat scund. Din cameră a ieșit într-un singur costum de baie și fără tricou, vecinul său în vârstă de 40 de ani, Petru, inginer. Valeriu a rămas uluit la toate acestea și apoi, în mod ciudat, a simțit un ușurare, nu furie sau supărare. Știa că Petru era un om decent și simțea totul. Înțelegea că Zina nu era chiar atât de în vârstă. Dar de cât timp ar mai fi putut tolera escapadele și aventurile sale? Erau deja un an dormind în paturi separate. Iar intimitatea era o raritate, probabil doar în noaptea de anul nou. Cine ar fi putut să fie mulțumit de asta? Și el însuși era obosit de astfel de relații aveau o familie într-un fel, dar în același timp nu aveau. Îi părea rău doar pentru copii. Dar nu avea de gând să-i lase, iar în ceea ce privește prezența lui în viața lor, din cauza muncii sale prostești, nu îi vedeau aproape deloc pe tatăl lor. Salut, Petru! Și i-a întins mâna. O să-mi dai să mănânc. Și copiii unde sunt? La mama. Zina murmura cu confuzie. Dragii mei, să nu vă bateți! Eu sunt vinovată pentru toate! Știți proverbul rusesc despre dorința femeii și cablu care o satisface? Ei bine! Zina, nu ai de ce să te simți vinovată! Ești obosit, Valeriu, așeză-te pe un scaun la bucătărie! Mâine îmi iau lucrurile și tu să cânți. Dă-mi cheile de la apartamentul tău! Până la urmă stai singur, nu? Nu, Valeriu, eu o să plec. Trebuie să vorbiți voi doi. Despre divorț. Eu iubesc Zina. Poate ne căsătorim mâine în Registrul Civil. Și voi crește copiii tăi ca pe ai mei. Știi că nu am pe nimeni. Petru a fost un tip bun. Și el a avut odată o familie. Dar în 2018, soția lui și cei doi copii, o fiică și un fiu, au mers la rude într-un orășel siberian și i-a dus să intre în acel blestemat centru comercial. Cinemaul unde era soția lui cu copiii a fost încuiat. În acel moment, o scurt circuitare a avut loc la tavan, care a dus la topirea unuia dintre becurile care atârnau deasupra gropii cu cuburi de burete în zona de trambulină a parcului de activități pentru copii. Plastica în flăcări a aprins buretele. Toți așteptau ca sistemul de alarmă de incendiu să funcționeze, să curgă apă din tavan, dar proprietarii centrului comercial nu au avut grijă să instaleze un sistem automat de stingere a incendiilor și să dezactiveze sistemul de alarmă de incendiu acum o săptămână. Era doar o singură ieșire de urgență deschisă, iar toate celelalte erau blocate strâns. Vera și cei mici, împreună cu alte 60 de persoane, nu au ieșit din acea sală. Murind din cauza fumului. Ea a reușit doar să-l sune pe soțul ei și să-i spună că îl iubim foarte mult. Piotrăru s-a revenit greu și dureros, în primul an nu s-a uscat, a băut, apoi a mers la biserică, apoi la psihiatru și tot așa în cerc. Într-o zi, când Valeriu era într-o nouă escapadă, iar Zina știa asta, a venit la Piotâră pentru ajutor în gospodărie și l-a găsit, așezat cu o sticlă în fața fotografiilor familiei sale, cu o față complet pierdută. Casa mirosea abeție de trei zile, iar Zina, luând fotografia de la vecin, l-a trimis în baie. Între timp, ea și-a făcut curat, a spălat vasele și podeaua, a gătit o supă de varză, a cumpărat brânză din magazin și a adus un coniac decent de acasă. Copiii erau la bunica lor în țară, astfel că nici măcar ea nu era așteptată în acea seară, în afară de pisică s-au așezat la masă și au vorbit până în miez de noapte, iar apoi au vorbit despre ei, lacrimi și dorințe care îi chinuiseră amândurora și pasiunea lor s-a trezit, fără a putea fi controlată și au trăit nopțile ca niște amanți infometați. Și așa a început romanța lor. După șase luni de relație, a devenit evident că nu este doar o încercare disperată de a scăpa de necazul lor cu spatele împotriva unui alt sărman suflet, ci o conexiune a sufletelor, dorința de a adormi și de a se trezi împreună. Zina nu știa cum să-i spună lui Valeriu despre asta. În ciuda disprețului lui deschis față de ea, ca femeie, ea se simțea vinovată. În cele din urmă, ea era soție, mamă, o femeie mai puternică și acum asta. În acea noapte, ea i-a spus totul soțului ei când Piotr a plecat, s-a încurcat. Valeriu o consola cum putea. S-a purtat foarte bine cu ea, dar ca și cu o soră, o rudă, mama copiilor săi, dar nu ca și cu o femeie iubită și dorită au decis ca Valeriu să semneze toate actele de divorț și pensie alimentară și să plece imediat într-un turneu. Ar fi fost mai ușor pentru el la început, Zina a început să spună că nu are nevoie de niciun fel de pensie alimentară. Era convinsă că Valeriu îi va ajuta oricum. Și a câștigat bine, dar Popescu era un bărbat adevărat în astfel de chestiuni. Zina, nu mă umili! Sunt eu un nenorocit! Aceștia sunt copiii mei, cine știe ce mi se poate întâmpla, dar așa e totul oficial. Am hotărât asta. Valeriu a fost pe cale să plece în turneu, dar un apel neașteptat de la Ecaterina i-a schimbat planurile. De la momentul logodnei au trecut o lună și, în acest timp, Marco a venit în fiecare zi la Carmen. Dar în afară de flirt și glume subtile, lucrurile nu au mers mai departe. A doua zi trebuia să plece la Budva, iar Carmen era tristă s-a îndrăgostit de logodnicul ei și, ca orice fată îndrăgostită, chiar și cea mai frumoasă și încrezătoare. A început să îndoaie că alesul ei îi răspundea în același fel. Mai ales că Ecaterina și Vasile nu și neglijaseră pasiunile, cedându-se pasiunii în fiecare noapte. Dar ei nu erau niște țigani, dracul să ia, cu sânge nobil și mândrie, a gândit Carmen. Ei pot, dar tu stai aici în acea cămașă de noapte argintie ca un pilaf și visează la clătite cerești. Ceasul arăta miezul nopții. Bătăile inimii sale au început să se accelereze pe măsură ce ora avansa. Și atunci ușa a fost lovită ușor. Herman se apropie, dar miezul nopții nu a sosit încă, gândurile ei au înflorit. Iar când Carmen a deschis ușa, acolo, sprijinit, stătea Marco. El o privea pe Carmen cu o intensitate care i-a slăbit picioarele. Iar ea s-a prăbușit în brațele lui. L-a ridicat ca pe o pană și a fost dus în pat. Au fost ca doi zei păgânii, deoarece ambii erau tineri și frumoși. Când și-au oferit unul altuia pasiunea acumulată și atât de bine păstrată, Marco și Carmen s-au simțit ca și cum s-au eliberat de lanțurile lor. Noaptea a trecut ca în cel mai frumos vis. Când s-au trezit, încă țineau mâinile unul altuia și priveau intens în ochii celuilalt. Eu sunt stăpânul tău, tu ești roaba mea. Eu sunt robul tău, tu ești stăpâna mea. A sărutat mâinile ei și a spus Marco. Ce frumos! De unde ai asta? Este al meu. Carmen Reinhardt, vei deveni soția mea. Marco, nu nega, da, voi deveni soția ta și voi vâna fantome pentru tine toată viața. Marco a sărutat-o pe Carmen și a început să se pregătească. Trebuiau să se pregătească pentru plecarea la Budva pentru nunta lor. Carmen strălucea de fericire când Ecaterina a intrat în cameră fără să bată. Trebuia să bată, cine știe, poate nu sunt singură, a înțepat-o Carmen pe Ecaterina în timp ce își înfigea părul negru într-o agrafă. Ce? Nu mi se pare. Nu? Da? Ah, în sfârșit! Și cum a reușit timidul și negușul să te cucerească? A reușit pentru fericirea mea Ecaterina. A fost incredibil! Carmen și-a închis ochii zâmbind beat. Dar trebuie să sun mama. Și a luat telefonul mobil. A durat mult până să se audă tonul de apel, apoi cineva a ridicat receptorul. Dar de cealaltă parte a firului nu a fost vocea mamei, ci o voce masculină necunoscută. Înăuntrul Carmeni s-a făcut rece. A presupus ce era mai rău. Cine sunteți? Am nevoie de Irina. Și voi, sunt fiica ei, Carmen. Și eu sunt medicul ei. Mama ta a ajuns în spital cu fracturi și vânătăi. A fost bătută rău, dar totul va fi bine. Am efectuat deja procedurile necesare, va reveni. Acum nu poate vorbi, doarme. Pot să vorbesc eu, Ștefan, dăm receptorul, a răsunat vocea mamei. Mami, ce s-a întâmplat, mamă? Carmen a izbucnit în lacrimi. Te-au atacat pe stradă sau ce? Da, m-au atacat, dar nu pe stradă. Boris m-a bătut. Era complet beat, Carmen. Știu unde ești. Mi-a povestit tot, dar și eu trebuie să-ți spun ceva. Boris nu este tatăl tău, adică nu este tatăl tău biologic, cu toate că te-a crescut ca pe fica lui. Adică cum? Carmen s-a așezat pe pat, confuză. Tatăl tău adevărat este Valeriu Popescu. Îl iubeam când eram tânără și chiar mă gândeam să mă căsătoresc cu el, dar dorința mea de o viață frumoasă, bogată și lipsită de probleme m-a distrus. Pentru că Valeriu era doar un șofer de camion, în timp ce Boris avea deja totul, așa că am primit tot ce am vrut. Adevărul e că în ceea ce privește cea de-a treia afirmație se poate discuta. Nu știu cine e logodnicul tău, dar îți dau binecuvântarea, draga mea. Mă voi recupera și voi veni la voi, nu-ți face griji pentru mine și a pus receptorul. Ecaterina stătea lângă și au auzit totul, iar ea și-a acoperit gura cu mâna. Doamne, Carmen, Valeriu era șofer de camion și Valeriu, acela căruia i-ai dat scrisoarea cu gem. Spunea că îi semen mult. Așteaptă, el a spus numele, el și-a amintit mai târziu, te asemeni cu Irina, deci se refera la mama ta. Fetele au rămas în tăcere și s-au uitat una la alta. Deci bine, prieteno, tu continuă să te căsătorești în timp ce Valeriu Timidul nu începe să-și piardă din nou încrederea. Iar eu voi rezolva tot cu Valeriu. Ea a format numărul lui Popescu, care tocmai își ambola lucrurile în camionul său. Valeriu, cum ești? Sunt în proces de divorț cu Zina, ea are alt bărbat acum. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, Ecaterina, poate că te întorci și mergem la o plimbare. Așteaptă, Valeriu, e ceva ce trebuie să-ți spun. Și a povestit totul. Popescu stătea pe o bancă, țigara pe care o aprinsese arsese până la capăt și i-a ars degetele. Era complet surprins, apoi a întrebat cu un șuierat. Adumi adresa spitalului unde se află Irina, te rog. Desigur, acum. Peste 5 minute a primit adresa prin WhatsApp, iar peste 20, Valeriu se grăbea spre prima și singura sa iubire în ziua următoare era deja în orașul ei. Știa că îi plăceau crizantemele albastre și căluții de argint, înghețata cu căpșuni și cea mai simplă prăjitură. A cumpărat un buchet imens, o căruță argintie cu trei cai, o cutie de înghețată și o cutie de prăjiturele. Le-a pus toate într-un coș. Și a mai cumpărat un inel cu un rubin roșu. Culoarea iubirii nu a despărțirii. Cu 20 de ani în urmă, diamantul negru le-a distrus iubirea, luându-i pe Valeriu și Irina. Era foarte nerăbdător, a bătut în ușă, bucurându-se anticipat de asistenta medicală cu o bancnotă de 5.000 și rugându-o să nu-i deranjeze. Ludmila, ești tu! Intră, de ce bați! A auzit el vocea Irinei dincolo de ușă, voce pe care o uitase de mult, dar pe care o purta în memoria sa. Nu sunt Ludmila, dar dacă ești de acord, voi intra, a spus Valeriu și a pășit în trecutul și viitorul său simultan. Irina nu părea surprinsă. Ea doar se uita la Valeriu, strângându-și mâinile. Iubita lui era la fel de frumoasă ca acum 20 de ani. Și ce e 38 de ani, nu-i așa. Tinerețea maturității. Valeriu s-a așezat în genunchi în fața Irinei și și-a înclinat capul în poala ei, iar, ciudat, senzația că sunt străini nu a existat. Nu a existat. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat cele două vieți paralele, fiecare pe o parte diferită una de alta. Știam că vei veni, a spus Irina mângându-i părul. Te-am simțit în vis și am văzut mâinile bărbaților pe volan și și un inel de parcă. Probabil Carmen s-a căsătorit deja, spunea Irina, ștergându-și lacrimile. Carmen, probabil că s-a căsătorit, dar inelul există și este pentru tine, a spus Valeriu în șoaptă. Irina, te vei căsători cu mine. De ce, Reinart? A întrebat Irina, ștergându-și lacrimile și zâmbind. Pentru că asta e numele tău real. Îți voi spune tot mai târziu. Da, Valeriu, mă voi căsători cu tine și îți voi împărtăși toate lucrurile și visele mele. Mereu după șase luni, toate procesele legale privind divorțurile dintre Irina și Valeriu au fost rezolvate. Au început să trăiască împreună și s-au pregătit să viziteze fiica în Muntenegru. Boris nu mai avea timp de gândurile lor. El plecase în Statele Unite, primind în cele din urmă banii de la bar. Ecaterina și Vasile s-au stabilit ferm în Budva și au reușit să deschidă un restaurant cu bucătărie rusească. Afacerile lor mergeau bine. Carmen și Marco se bucurau de fericirea lor și unul de celălalt. Până acum, Carmen nu și-a descoperit încă abilitățile speciale. Dar într-o noapte a avut un vis ciudat. O Biblie cu o copertă de aur și o cruce cu pietre prețioase zăceau pe o masă într-o cameră medievală. Ea s-a apropiat să se uite, să le ia în mână, dar a auzit o voce: Am reușit să ascund Biblia în mănăstire. Nu căutați-o, ea vă ajută deja în viață și vă protejează și va continua să facă asta. Zoran. Da, Carmen, sunt eu, bătrânul călugăr Zoran. Totul va fi bine pentru voi. Cel mai important, protejați-vă unul pe celălalt, restul îmi aparține. Sunt îngerul vostru păzitor pentru totdeauna. Carmen s-a trezit și a privit mult timp la stele. Apoi s-a uitat la fața soțului ei care dormea și a zâmbit fericită, șoptind încet. Bineînțeles că voi proteja pe dragul meu, Marco. Vă rog să mă susțineți cu un like și să vă abonați.